Salutare tuturor și bine am găsit la un nou episod din Viața de Polițist. Astăzi suntem on duty ca și șerif. Deci da, aceasta este prima zi de șerif și am adăugat câteva moduri noi pentru că mi-am reinstalat Windows-ul și da, PC-ul merge mult mai bine. Am adăugat ceva în moduri noi. Pentru cei interesați de ce moduri am adăugat, link-urile aveți în descriere. S-a dat update și la LCV de far, rulează în momentul de față 0.2B. Și da. Ok, așteptăm să treacă trenul și apoi o să mergem către autostradă să încercăm radarul. Ok. Bă, barierile astea. Fac, trebuie să înaintez. Bun, au rugat ceva mânduri noi, ceea ce se poate observa. Și da, suntem tot de unii singuri în patrulă și astăzi. Am depășit puțin limita acolo de viteză, dar noi bai. Suntem un șerif și ne grăbim către datorie. Fac. Ok, și nu știu dacă sistemul de viteză este atât de bine, pentru că modurile sunt toate în beta și iarăși am greșit drumul, fuck sake. O să facem ceva așa. Pentru că, na, nu era ce știe ce. Bun, încă modurile sunt în beta, la radar am văzut că dacă trece peste 60 ceva e genul 150, deci, da. O să fie interesant, zic eu, să vedem ceva de genul acesta. Bun, hai că nu ne-am poziționat bine, hai să ne ducem în partea cealaltă, adică aici. Avem un traffic collision. Bun, hai să răspund acest nou apel. Control affirmative. To change my name or route. Bun. Hai să vedem unde este aceasta, punem un punct pe hartă ca să ne ducem cât mai rapid. Bun, am adăugat și câteva call-out-uri noi, adică apeluri de la dispecerat, câteva chestii și da. O chestia asta nu m-am văzut niciodată. Și da, vreau să văd eu ce este mai exact acest apel de la dispecerat, pentru că n-am văzut niciodată cum este un apel de genul acesta. Și să sperăm că este unul destul de interesant, să zicem. Bun. Un accident. No injuries, affirmative, clear the scene and update will notify traffic. Bun. Da, mulțumesc frumos. O să oprim traficul pentru puțin timp. Traffic has been stopped. O să adăugăm un road block, o barieră mai exact. Până se rezolvă problema de aici din această zonă. Deci, da. Bun, în momentul de față mă gândesc ce pot să-i fac ca să-i ajut pe acești doi oameni. Femeia asta, aici. Ok, teoretic eu am împins mașina. Bun. Cum aș putea să-i ajut pe ăștia? Aș putea să-i dau un brânș cu mașina. Ok. Și dăm un Ctrl H. Bun. Poate să meargă mai departe. Dar nu știu cum. Bun. Mă rog, hai să-i lăsăm în pace. Cred că am rezolvat această problemă, să zicem așa.
Da, este rezolvată. Momentan modurile sunt în beta și n-o să dispară. Teoretic nu știu ce aș fi putut să fac, sincer să fiu. Bun, hai să vedem. Da, n-aveam ce să fac. I forgot to change my name, resuming to patrol. Da, totul s-a rezolvat. Bun, o să continuăm patrulă normală prin deșert, pentru că este destul de interesant, sincer să fiu. Și da, e ok să zice. Nu înțeleg, mi-a dat o notificare, dar nu înțeleg care este. Da, mă rog. Bun, hai că întoarcem. Nu întoarcem. Ne-am pus aiurea aici. Mă rog, hai să ieșim din parcare. Bun. Să sperăm că mai primim ceva apeluri de la departament, dispecerat mai exact. Putem răspunde și noi la ele. Citizens report a possible mugging in Grande Sonora Desert. Bun, hai de că am răspuns și la acest apel de șerif, să zicem așa. Bun. Să vedem ce e pe aici. Bun. Oh-oh. Se pare că este o amenințare. Bun. Ar trebui să scoatem. Bun. O să cer întăriri. Pentru că... Attention all units. We've got a 1099 in... Grande Sonora Desert. Bun, aș putea să încerc să-l împușc în picior pentru că dacă mă apropii de el ușor. Bun, hai că am chemat ceva întăriri. Bun. Copy that, dispatch. We'll find those animals. Bun, hai de că am rezolvat, să zicem așa. Ok, bun, hai că am rezolvat pe ăsta. N-a fost cine știe ce. E bine că femeia n-a murit, asta este tot ce contează. Am rezolvat acolo, o să ocupe băieții. Da, se duce ăla, se ocupă de el. Bun, să ne continuăm patrula. Da, se pare că stai un pic cam bad NPC-ul. În orice caz, faza cu astea să vină să ridice corpurile și astea încă nu funcționează. Deci dacă apăs chestia o să-mi dea crash instant la joc. Deci... da. Hai să mai vedem ce mai putem face și noi pe aici. Aș vrea totuși să încercăm radarul, să vedeți cum este, cum funcționează. Cred că o să încercăm undeva pe aici. Da, uite, punem rapid acolo. Da, este totul normal. În orice caz, radarul mai mult se folosește pe autostradă. Deci, da, nu prea are rost să-l folosim în zonele acestea slab populate, să zicem așa. Bun. Să găsim și noi un alt loc în care să mergem. Încă nu mai primim apeluri de la dispecera, pentru că în zona aceasta văd că totul este ok. De obicei, apelurile de dispecera se primesc în zonele tale apropiate, să zicem așa. În orice caz, fost prea mult. Ok, hai să mergem să ajutăm la escortă. N-a zis cu ce cod, o să răspunde cu cod 2 la acest apel. Ok,
Ok, o să mergem împreună cu această salvare. Cred că aici întoarce. Da, uite aici întoarce. Oare vine după mine? Să sperăm. Da, adică l-am urmărit pe el. Da, se pare că ăstea nu se prea descurcă de la AMC. Da, ne urmăresc pe noi. Este totul ok. Că normal, așa este. Escortă AMC. Hai, man. După noi totul o să fie ok. O să escortăm această salvare pentru că... pentru că trebuie, pentru că trebuie, aoleu, fuck this shit, este târziu, scuzați-mă, dar asta este, se mai întâmplă, ok, side of you, slow down. Ok, hai mai repede, trebuie să stai în față, atacă tu până vii. O să adaug un mod gen să merg cu o anumită limită de viteză, să nu depășesc, adică să merg în linie cu aceste salvări care merg cu mult, prea mult. Ok. Hai mai repede, man, dă-i cu blană, moșule! Hai, man! Dacă te las pe tine în față, oare merge mai repede? Sau mă așteaptă pe mine gen să fiu în fața ei? Da, fără mine e bâtă, nu! E bâtă rău. Se poate... ăla i s-a stricat mașina, ce dracu. Mă rog. Ai, mă, sunt mai repede, emergency, mata, services. A, puteam să fac acolo stânga. M-am complicat și de aceea o să facem aici. Sper că-l duce capul încât să facă și el la stânga. Atât, mă rog. Oh, no, 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 ce-am făcut, ce-am făcut, ce-am făcut? Nu! Are un bug. Deci când dacă nu opresc sirena și gen sunt în spatele lui, ăla zice... Eu stau, iau la dreapta, o ia și la dreapta. E ceva. E ceva cu șoferul ăsta de la salvare, sincer să fiu. Hai mai repede, man. Aoleu, mă ajunge și dacă mă depășește, am cam încurcat-o. Ok. Am ajuns la destinație. Să sperăm că... Thanks for escort. Bun! I forgot to change my name, control așa, afirmativ, good work. Ok, păi... da, lume, cam atât a fost din această zi de șerif. Vă mulțumesc pentru atenție acordată. Eu am fost Captain Wolf. Bye bye.